Chiar dacă atacantul Vitalie Damașcan s-a remarcat prin câteva ocazii la poarta rivalelor, acesta nu a reușit să înscrie. Primii care au deschis scorul au fost azerii în ultimul minut al primei reprize, după ce Dinon Dluvu s-a distrat cu defensiva tiraspoleană, reușind să-l învingă fără mari probleme pe portarul Mikulić. Atac Карабаха развивается, опасная, Длову уже в штрафной, очень опасный мяч в воротах. Cel care a risipit speranțele galben-negrilor a fost Michael, care a dublat avantajul pentru Karabakh în minutul 86. Golul de onoare al tiraspolenilor a venit în ultimul minut de joc, după ce Buddy Banga a transformat o lovitură de la 11 metri. Я думаю, что один из трудных матчей был, который вот в Евролиге. Șerif își pune speranțele deja în faza play-off-ului Ligii Europa. Campioana Moldovei își va afla adversarul vineri, 4 august, când va avea loc și tragerea la sorți.